Zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că m-a urât întâi pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar fi pe al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui meu, fiindcă nu știu pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi găit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu urăște. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat n-ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite nouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine, încă și voi mărturisiți, pentru că sunteți de la început cu mine. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea, când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduceți slujbă lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Sărbătoarea Sfântului Marelui Mucenic George, purtătorul de biruință, este ca un luceafăr care se învârte în jurul soarelui, soarele fiind marea sărbătoare a învierii Domnului nostru, Iisus Hristos. O să vedeți că această mare sărbătoare a mucenicului apare când după Paști, când înainte de Paști, bucurând sufletele creștinilor. Sfântul mare mucenic Gheorghe, purtător de biruință. Mucenic și biruitor. Când spunem despre faptul că a fost mucenic, ne gândim că a fost prins, că a fost legat, că a fost lovit, că a fost chinuit, că a ajuns în punctul maxim al slăbiciunii sale firești și în punctul maxim al puterii sale duhovnicești. Când eram cel mai slab, eram de fapt cel mai tare. Sfântul mare mucenic Gheorghe, purtător de biruință. Ce înseamnă astfel de biruință? Cruce și înviere. Cruce prin faptul că spunem că era mucenic și înviere când spunem că era biruitor. Că iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea sau biruință asupra morții. Dar, iubiți credincioși, dacă îl numim pe Sfântul Gheorghe mare mucenic, înseamnă că ne gândim la faptul că prin mucenicia lui el a avut o mare suferință față de alți mucenici. O mare lucrare față de alți mucenici, pentru că este mai mare decât alți mucenici, și pentru faptul că prin mucenicia lui a adus multă roadă în conștiințele și în sufletele celor care au fost părtași la mucenicia lui. Dar nu putem să stăm cu mintea doar în punctul maxim al biruinței sale. Închipuindu-ne cu mintea cât putem noi și citind din viața Sfântului despre momentul în care el, suferind cazne peste cazne, a biruit toate acestea și și-a dat sufletul
în mâna lui Dumnezeu. Nu ne putem gândi doar la acel punct maxim. Pentru că nimeni nu ajunge mucenic până când mai întâi nu a fost curios. Ce înseamnă a fost curios? Biruința a început de mult din tinerețile lui, chiar dacă el era tânăr când a fost mucenicit, dar a fost o biruință continuă, fiind fiul de părinți evlavioși, cu o stare materială, lumească, puternică, dar și cu o măsură duhovnicească, autentică și creștină adevărat. Tatăl său a murit ca și creștin. A murit în credința lui Dumnezeu. Maica lui a rămas văduvă de tânăr. A avut un singur fiu, Gheorghe, lucrător de pământ. Gheorghe, agricultor, se traduce. Gheorghe, cel care are legătură trainică cu pământul. Și acest Gheorghe a crescut în credința părinților săi. Iar virtutea lui a fost pe două planuri. Atât duhovnicească, cât și lumească. Pentru că cunoștea Scripturile, cunoștea credința, trăia credința, cunoștea înțelepciunea acestei lumi, avea o minte ageră, un suflet puternic și a urcat treaptă cu treaptă până când a ajuns să fie și viteaz în oștile romane, ocupând funcție, ocupând un rang înalt, acela de general și chiar de conte, vis credincioși, adică să fie un aristocrat, să zic. Și atunci, gândindu-ne că acest Gheorghe, uitați-l pictat în biserică, tânăr, frumos, puternic, bogat, luminos, viteaz, toate acestea pleacă dintr-o inimă curată, iubiți credincioși, esența ființei lui, inimă curată, care izvorăște, să zic așa, din ea, puterea Duhului Sfânt. Această inimă curată și a parcurs etapele ei pas cu pas până în momentul în care a venit clipa să mărturisească. Să mărturisească pe Dumnezeu cel adevărat. Pentru că Diocletian împăratul a fost cel care, la fel ca înaintașii săi, păgân și prigonitor, a dat poruncă. Cine vrea să fie, să ocupe o funcție, cine vrea să fie pe un scaun de conducere, cine vrea să aibă oameni sub stăpânire, cine vrea să trăiască bine lângă mine ca împărat, cine vrea să fie cineva în lumea aceasta, cine vrea să aibă tot ce-i trebuie ca să-și crească copiii în prosperitate, cine vrea să fie fericit pe pământ, are de făcut o alegere grozavă. Să se lepede de Hristos, Dumnezeu cel adevărat, și să se închine idolilor la care ne închinăm noi. Adică stăpânitorul, faraonul cel vechi, împăratul cel nou, închinătorul la idol, a dat porunca cumplită. Ori cu Satana, ori cu Dumnezeu. Ori cu idolii, ori cu Sfânta Cruce. Ori cu lumina, ori cu întunericul. Aveți de ales. Și vă dați seama că foarte mulți din cei care erau pe funcție, din cei care erau în poziții înalte, din cei care o duceau bine, au ales să se închine și să jertfească idolilor. A venit timpul și lui Gheorghe. Gheorghe, general, oameni sub stăpânire, funcție, putere, bani și tot ce avea nevoie. N-a reacționat înainte, n-a reacționat contra timp, nu s-a implicat în luptă, într-un plan, să zic așa, trecător, ci a acționat exact când Duhul i-a spus în inimă, acum este timpul tău, Gheorghe, acum este timpul să-ți dai proba mărturisirii. Acum este timpul ca tu să arăți tot ceea ce am lucrat în inima ta de când erai copil, prin educație, prin credință, prin evlavie și prin tot ceea ce am pus eu în taină în inima ta. Este timpul tău, Gheorghe.
Și atunci iubiți credincioși s-a ridicat și a spus în fața împăratului care îl iubea, îl respecta, îl aprecia, îl proteja și a venit și a spus nu. Toate până aici. Am făcut ceea ce trebuia să fac, am slujit că trebuia să slujesc, mi-am făcut datoria față de tine ca împărat și față de cele lumești, toate până aici. Cu riscul de a pierde tot, pe asta o fac. Și spun adevărul, iubiți credincioși. Și a spus următorul lucru. Vreți să mă închin idolilor? Cine sunteți voi, idolilor? I-a întrebat Gheorghe pe idolii păgânilor. Și aceștia au răspuns. Noi suntem demoni. Noi suntem dragi. Dumnezeii neamurilor sunt demoni și dragi. Pentru că în spatele idolilor era Duhul necurat, iubiți credincioși. Și în clipa aceea a început lovitura. A fost despuiat, dezbrăcat de armura lui, de sabia lui, de gradele de pe umărul lui, de funcția lui, de onorurile lui, de averea lui, de banii lui, de supușii lui, de tot ce avea. Despuiat și dezbrăcat. A rămas gol, goluț, iubiți credincioși. Pentru ce? Pentru Dumnezeu. Pentru numele Dumnezeu. Pericopa evanghelică de astăzi spune așa, zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Iubirea, iubiți credincioși, este porunca care a zgâlțit lumea, dar nu orice iubire. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dar nu spune aici, iubiți păcatul lor, iubiți necredința lor, iubiți rătăcirea lor, iubiți nebunia lor. Pentru că tot Domnul spune clar, dacă ați fi din lume, lumea ar fi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, eu v-am ales pe voi din lume. Eu te-am ales pe tine, Gheorghe, și pe toți cei care ca tine s-au ales pe ei prin propria lor alegere. Mulți chemați, puțini aleși. Adică Domnul a predestinat pe cineva? Nu. Ci noi am acceptat chemarea Lui și ne-am ales pe noi. Să fim mărturisitori și să fim luptători pentru adevăr. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi mă vor prigoni. Dacă m-au răstignit pe mine și pe tine te va răstigni, Gheorghe. Dacă eu am rămas gol, goluț pe Sfânta Cruce și tu ai să rămâi fără niciun onor, fără nicio slavă lumească închis în temnițele împăratului. Dacă au păzit cuvântul meu și pe apostolul vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui meu, fiindcă nu știu pe cel care m-a trimis pe mine. Din pricina numelui meu, adică al adevărului, în numele meu, în numele adevărului. Și acest Gheorghe, credincioși, a mărturisit adevărul. Adevărul care era? Că toți idolii erau demoni, că Hristos, Dumnezeu, este Dumnezeul cel adevărat, că aici este lumina cea adevărată, credința cea adevărată, că noi pe pământ suntem trecători, că am dat cezarul ce este al cezarului până într-un punct, iar punctul era acela în care a vrut cezarul să ia și sufletul din noi, să-ți ia credința. Și în clipa aceea ai spus nu cu orice preț. Și ce începe, iubiți credincioși? Prigoană. Loviturile. Atacul. Întemnițarea. Datul jos de pe funcții și pe scaune. Suferință. Să rămâi singur. Să plece toți prietenii. Să te lepede și cei ai tăi. Să nu mai ai nimic. Poate a ajuns sărat. S-ar putea să și mori. Să ajunge exact ca Gheorghe. Ori îl ai pe Gheorghe mucenic și purtător de biruință ca model, ori dacă nu, creștinismul nou, este de fațadă. Nu mai avem virtuțile ascetice a părinților din pustie. Dar în vremurile acestea, vremuri de prigoană, sunt vremuri de mărturisire a dreptei credințe, când fiecare, pe postul pe care se află, și nu se poate compara nicio funcție pe care avem noi cu funcția pe care a avut-o Sfântul Gheorghe,
era consilier, să zic așa, apropiat, era un preferat al împăratului Romei. Nu oricine. Te poți compara tu cu funcția ta cu asemenea măsură? Era tânăr, frumos, bogat și avea tot ce trebuia. Se poate compara măsura noastră cu măsura lui și a sacrificat totul. Este vreme de mărturisire și de prigoană. Dar spui întrebarea. Dar ți-a cerut cineva să te lepezi de Hristos? Ți-a cerut cineva să te închizi idolilor? Ți-a cerut cineva să mori? Da, iubiți credincioși, pentru că în ziua de astăzi idolatria este la rang de cinste. Peste tot numai idoli. Idolul puterii, idolul banului, idolul confortului, idolul, iubiți credincioși, ascuns în fel de fel de forme, vechi idoli păgâni care se cosmetizează în ziua de astăzi până când ajung să intre și în biserică, în nebunia lor. Idol peste idol, în care ni se spune așa, jertfiți și sacrificați prin toleranță. Jertfiți și sacrificați prin corectitudinea politică. Încercați să fiți bineplăcuți cezarului prin iubire, într-o iubire numită iubirist. Pentru că, iubiți credincioși, prin protecție, prin siguranță, prin toate aceste stări de bine din lumea aceasta care ne le propune sistemul, nu sunt altceva decât niște idoli la care ne închinăm fără de Dumnezeu. Și în felul acesta, noi, de fapt, suntem creștini cu numele și păgâni cu fapta. Creștinismul, în ziua de astăzi, este foarte diluat prin viața noastră de zi cu zi. Dar, iubiți credincioși, ia uitați-vă aici la icoana Sfântului Gheorghe. Dacă citiți în viața lui, o să vedeți că el a avut un moment în care a biruit balaurul. Un balaur care omora oameni pentru că el trăia într-o zonă, citind în viața lui, uneori într-o mlaștină, într-un lac, în altă parte, într-o peșteră, nici nu mai contează aceste detalii, ci el omora oameni și îi mânca. Așa a venit Gheorghe, purtătorul de biruit. Un detaliu important pe care l-am citit într-o predică la un părinte spune așa, unii spun că l-au omorât cu sulița. I-a înfipt sulița în gât acestui balaur. În altă parte se găsește că ar fi aruncat în gura balaurului o cruce de lemn și acela a pocnit. Uitați-vă pe icoana Sfântului Gheorghe. De fapt, în vârful lanței, în vârful suleței, avem aici Sfânta Cruce care a aruncat-o în gura balaurului. Cine este fiara? Cine este balaurul? Cine este această nebunie curată care înghite tot și omoară tot? Este sistemul, iubiți credincioși, este puterea acestei noi ordini mondiale care înghite ca o mașinărie cumplită tot, omoară tot ce poate omorâ și sufletul din om. Și atunci înfingi sulița, dar în spatele orice acțiuni în planul fizic pe care tu o ai, trebuie să fie la capătul suliței, trebuie să fie Sfânta Cruce. Dacă nu ai Sfânta Cruce la capătul suliței, nu ești un Gheorghe purtător de biruință. Și dacă tot am amintit de biruință, iubiți credincioși, care a fost biruința lui Gheorghe? A învins el cumva Imperiul Roman? Nu. A învins el cumva pe împărat? Nu. A învins el pe ostașii împăratului? Nu. A schimbat el sistemul? Nu. Și totuși este purtător de biruință. Care a fost biruința lui Hristos? În primul și în primul rând, a biruit în el frica. A biruit în el dorința omului de a trăi biologic, de a fi fericit pe lumea aceasta, de a avea tot ce trebuie, de a avea familie, copii, sănătate, prosperitate. A biruit tot ceea ce se putea birui în mintea lui și a ales să moară pentru Hristos, ca să fie pentru Hristos. Aceasta a fost marea biruință. În clipa în care a fost biruită toată această frică în inima lui, toate celelalte au lucrat de la sine pentru că a lucrat harul și puterea lui Dumnezeu. A fost aruncat în groapa cu var și a biruit moartea. A fost încălțat cu o încălțăminte încinsă în foc și cuie, țepușe de fier și le-a biruit și pe acestea. A fost întemnițat și le-a biruit pe toate, iubiți credincioși, pentru că în primul și în primul rând a biruit frica. Și cum a biruit frica? Printr-o educație creștină, printr-o trăire creștină,
printr-o mamă creștină, printr-o viață creștinească, printr-o viață morală, care s-a manifestat în el, în toate acțiunile lui de dinainte. Nu spera să ajungi tu mucenic într-o clipă, dacă în viața de zi cu zi tu nu ai Duh creștinesc în tine. Vrei să biruiești? Biruiește astăzi, biruiește momentul, biruiește clipa, biruiește pofta, biruiește mânia, biruiește toate ale egoismului din tine și apoi te mai gândești dacă la vremea vremii vei fi și tu mucenic. Pentru că mulți ne aruncăm, iubiți că dincioși la cele înalte, spunând că este vremea mărturisirii și a muceniciei. Dar de ce nu mărturisești acum în familia ta, în casa ta, în viața ta, la serviciul tău, între prietenii tăi, în fața șefului tău? De ce nu mărturisești sacrificând tot ce poți sacrifica? Iubiți credincioși, de acolo ai să vezi că Domnul Dumnezeu îți poartă de grijă în tot ceea ce trebuie. De aceea pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Nu trebuie să-L avem doar de protector pentru a ne ajuta să avem un confort lumex. Adică îl alegi pe cel care a sacrificat tot confortul ca să te asigure ție confortul? Îl alegi pe cel care s-a suit pe cruce ca să te scape pe tine de cruce? Îl pui ca pavăză pe cel care a murit ca tu să ai o viață bună lumească? Oare nu suntem niște inconștienți? De aceea, iubiți credincioși, balaurul prima dată și prima dată este în adâncul inimii noastre și trebuie să-l omorâm prin crucea care trebuie să ucidă balaurul din inima noastră. Apoi balaurul este în jurul nostru, în familia noastră și în cele aproape ale noastre. Trebuie să avem o viață în așa fel încât prin viața noastră de zi cu zi, în primul rând să omorâm egoismul, balaurul din noi și să transpire prin tot ceea ce facem noi starea de iubire de aproape și apoi iubirea de vrăjmași cu măsură mai înaltă. După ce ai obținut starea aceasta de echilibru interior, cuvioșia, iubiți credincioși, fiecare așa cum poate, apoi aduci mărturisire în viața ta de zi cu zi. Dar în ziua de astăzi, păgânismul este în floare. Creștinismul este într-o învălmășeală continuă, o luptă continuă între erezie și adevărată ortodoxie. Între ecumenism și adevărată trăire ortodoxă. Între un protestantism cu față ortodoxă. Protestantism adică o viață creștinească fără de cruce și o ortodoxie în care jerfești cât de cât în viața ta de zi cu zi. Între o liturghie fără de împărtășiți și o liturghie în care prin cruce, spovedanie și împărtășanie suntem pe calea biruinței. Dacă nu am biruit moartea din noi, iubiți credincioși, care înseamnă păcatul și boala și frica, nu vom putea să biruim balaurul în exterior. Orice luptă și orice efort care se duce în exterior, fără să ai o biruință interioară, este o țintă falsă. Și uitați-vă cum s-au învolburat multe în perioada aceasta Apostolului Mare. Și ieșiri în stradă, și manifestații, și încercări de a birui balaurul, dar unde suntem noi toți în Sfânta Biserică, în liturghie, biruind balaurul din adâncul nostru? De aceea, iubiți credincioși, din viața Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, trebuie să înțelegem următorul lucru, că întâi și întâi se pleacă de la interior, de la o trăire autentică, fiecare după măsura lui și după jertfa lui, întâi și întâi se pleacă cu Hristos înainte și apoi toate celelalte biruințe. Ce a făcut Sfântul Mare Mucenic Gheorghe? A biruit în mintea împărătesei și a convertit-o. A biruit în fica împăratului și a convertit-o. A biruit în mintea creștinilor și a convertit. A biruit, iubiți credincioși, în mintea păgânilor și a convertit. Pentru că pe creștini i-a convertit la o stare de frică, la o stare de nădejde și de curaj. Pe păgâni i-a convertit la necredință, la credință. Și mulți au devenit mărturisitori și mucenici și s-a amplificat pentru mărturisirea lui Gheorghe credința în popor. În ziua de astăzi trebuie acel cuvânt a Sfântului, a mărturisitorului, a omului Dumnezeu care a ținut temnițele comuniste au luat din. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioan. Ridică-te în fiecare suflet, Gheorghe, și mărturisește, pentru că revin iarăși la cuvântul Sfântului Ierarhie Dorobanțu. Fiecare în locul vostru sunteți slujitori în felul vostru. Fiecare în locul vostru puteți să fiți un Gheorghe sau un Dioclețian. Puteți să fiți un creștin sau un păgân. Puteți să fiți un mărturisitor
sau un laș sau un trădător. Și atunci, dacă noi nu luăm din viața Sfântului Gheorghe ce trebuie să luăm, iubiți credincioși, înseamnă că venim la biserică, facem poza de rigoare, ne liniștim un pic conștiința, am umplit în mod formalism tradiția bisericii, plecăm acasă și, de fapt, se lucrează prin noi taina fără de lege. Fiecare a ajuns în punctul în care trebuie să aleagă. Lepezi tot pentru Dumnezeu și spui adevărul, orice risc, sau dacă nu, te închin la idolii zilei de astăzi. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, îl rugăm pe Sfântul Gheorghe, să ne dea puterea de a birui balaurul din noi, de a birui frica din noi, neștiința și lașitatea, și cu crucea în mână, viscă vicios, să împingem fiecare dintre noi lancea exact în inima balaurului și să fim cu Hristos în vecii vecilor. Amin.